Biker Fun Shop, cunoscutul magazin de echipamente și accesorii moto, a încheiat cea mai mare campanie de vânzări din an cu succes. Cum a fost Black Friday 2022? De ce căștile Nex sunt atât de căutate? Dar și care este povestea Biker Fun Shop? Vom afla de la Albert în următoarele minute. Cum a fost Black Friday pentru Biker Fun Shop? A fost o experiență extraordinară. A fost ceva minunat pentru că cumva am realizat cât de mulți oameni ne urmăresc și cât de mulți oameni au încredere în noi. Am simțit așa un mare interes din partea tuturor către Biker Fun Shop. Cumva s-a demonstrat, s-a contorizat un pic mai mult decât de obicei, pentru că noi am pornit Black Friday joi, noaptea am actualizat prețurile. Joi la 11:30-12 noapte am plecat de la birou, am ajuns acasă cam într-o oră, deja intraseră 10 comenzi. Atunci cumva am conștientizat că va fi ceva măreț. Cei 10 oameni clar ne urmăreau și ne așteptau campaniile de Black Friday și se așteptau la ceva din partea noastră. Pe de altă parte și emoțiile au fost mari pentru că ne doream să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Un alt aspect important a fost timpul de livrare. Mi-am dorit ca dacă facem astfel de campanie, indiferent cât e de mare, indiferent ce număr de comenzi vom avea, să ajungă în timp. Am zis că dacă o facem, am discutat cu firmele de curierat, să vină să ridice vineri seară, sâmbătă seară, a venit și GLS și Cargus, am zis că trebuie neapărat să expediem tot. Și drept dovadă s-a expediat tot, mai mult noi până luni marți am și schimbat anumite produse, pentru că au fost oameni care au comandat o mărime mai mică, mai mare, la fel ne-am dorit să îi tratăm cu maximă prioritate, indiferent că noi mai avem comenzi de făcut, chiar dacă omul deja cumpărase casca respectivă și schimbul trebuia să fie o prioritate pentru noi, astfel unii din 3 luni deja aveau și produsele schimbate. Cu un număr de comenzi de Black Friday dublu față de anul trecut, prioritatea Biker Fun Shop a fost ca livrarea cumpărăturilor să fie făcută fără întârziere. Cea mai aglomerată zi a fost vineri, atunci au intrat cele mai multe comenzi, și sâmbătă a fost o ușoară scădere, după care duminică la fel, până la 12 noaptea a fost full. Ce ne-a bucurat foarte tare e că noi am putut să trimitem comenzile inclusiv sâmbătă. Comenzile date sâmbătă, poate la ora 2-3 după amiază, deja luni erau livrate și ajungeau la clienții noștri. Asta a fost un lucru foarte important și am ținut foarte mult la asta. Am primit foarte multe mail-uri, nu îmi venea să cred. Deci primeam zilnic 10-15 mail-uri de mulțumiri, de aprecieri. Este un lucru foarte important ca cineva să-și facă timp după aia, să-ți dea și un mesaj să spună sunt foarte mulțumit de ce am cumpărat, de timp de livrare, de absolut tot. De obicei primești mail-uri când ceva nu e în regulă, atunci automat că îți dau mail-uri, dar de mulțumire mai rar. Cu toate că noi am primit și primim tot timpul, că avem poate o altă abordare, sau oamenii ne simt mai aproape de ei, nu știu cum să spun. Dar în această campanie foarte multe mail-uri am primit de mulțumire, de apreciere, de cumva am impresia că a devenit o familie, așa, cumva parcă suntem toți familia Biker Fun Shop și le mulțumesc foarte mult. Eu sunt surprins în continuare, dar nu fac decât să-mi fac treaba cu pasiune și să tratez fiecare client ca și cum aș fi eu, ca și cum aș comanda eu și cam asta e nivelul meu de așteptare de la orice site din România sau orice magazin sau să ajungă la timp și să fie totul ok și din punct de vedere al prețurilor și din punct de vedere al timpului de livrare și din punct de vedere al problemelor între ghilimele care pot apărea cu mărimi mai mici, mai mari, poate e nevoie de un schimb. Am fost total surprinși de numărul mare de comenzi. A fost și foarte multă muncă, dar cred eu că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor clienților noștri. Principala misiune a Biker Fun Shop este să contribuie cât mai mult la dezvoltarea corectă și sănătoasă a motociclismului în România. La Biker Fun Shop este important ca pe lângă produsele de calitate la prețuri accesibile, clienții să aibă parte de servicii de calitate, cum ar fi livrarea comenzilor în 24 de ore, consultanță post-vânzare, înlocuirea rapidă a produselor dacă a fost comandată mărimea greșită, test drive pentru căștile Nex înainte de achiziție. Dar cum a pornit Biker Fun Shop? Dintr-o pasiune, dintr-o nebunie, cred, nu știu. Am simțit că trebuie să fac asta, efectiv. Pur și simplu mi-am dorit, cum știu, cum ar fi dacă? Hai să fac un site și să văd ce urmează. Îmi aduc aminte că la prima comandă, când mi-a intrat prima comandă, am fost atât de fericit încât, efectiv, vreau să-i dau omului, a comandat o pereche de pantaloni, 17, mi-amintesc și acum. Vreau să-i dau pur și simplu gratis, îmi venea să-i spun, bă, ai comandat de la noi, pe bune? Adică de la noi, din toate magazinele astea, da. Ceva incredibil. Și totul, nu știu, a luat așa o dezvoltare și a crescut foarte repede.
pentru că simțeam că e ceea ce îmi doresc, simțeam că trebuie să fac asta. Eu lucram în altă parte când am început această activitate, acest proiect, lucram într-o instituție publică și după jumătate de an am zis că vreau să plec, vreau să-mi dau demisia și să plec. Bineînțeles că toată lumea mi-a zis că sunt nebun, cum să-ți lași un post la stat și să începi o afacere care poate nu merge. Poate. Și am zis că nu mă interesează, îmi place ce fac, îmi plăcea starea și bucuria pe care simțeam că pot să o aduc așa prin serviciile astea de calitate pe care le consider eu și implicare și faptul că sunt în domeniu, sunt pasionat de motociclism, îmi place. Ce aduce nou Biker Fan Shop? Eu zic că multe, dar în primul rând cred că transmite pasiunea pură a unui motociclist, aș putea spune amator oarecum, sau a omului care își descoperă atunci. Sunt foarte mulți oameni acum de 35-40 de ani care acum încep, 50 de ani. Îi văd transformați, deci vin la noi și spun, domne, m-am apucat acum, e cam târziu, dar vreau să fac asta. Foarte bine, mergi pe drumul ăsta. Până acum n-am făcut, că au fost copii, că au fost probleme, acum vreau și eu să încep. Și îi văd pur și simplu cum sunt, redevin niște copii, deci efectiv e o bucurie în ochii lor și cumva parcă retrăiesc de fiecare dată eu sentimentul ăla pe care l-am avut când m-am apucat de motociclism și când mi-am luat prima motocicletă și am mers. Mie mi se părea ceva fascinant și mi se pare în continuare. E ceva, și cred că mă hrănesc cu asta, trăiesc prin asta, să-i văd așa, să le văd bucurie. Cum au ajuns căștile Nex în România? Nex, o cască Nex, am văzut-o în Italia acum ceva timp. Mi-a atras atenția prin design. Eram acolo la un circuit, ca mei locuiesc acolo și m-am uitat mai de aproape. Părea, dintre toate, cea mai atrăgătoare. La vremea aia nu aveam nicio legătură cu motociclismul, dar mi s-a părut ceva interesant așa, ieșea în evidență. Și am zis, hai să văd ce este. Și am văzut Nex, atât mi-a rămas în cap. Și după ce am început Biker Fan Shop, mi-am amintit de acest episod cu Nex, cu casca asta, și am vrut să aflu mai multe, să văd cine sunt, ce, de unde provin, ce fac, ce căști fac. Și cumva m-am identificat foarte mult în asta, mi s-au părut cumva că exprim aceeași pasiune pe care o avem noi. Am văzut că sunt prezente în peste 60 de țări și la noi nu erau. Și am zis, păi, de ce nu? Pentru că au calitate și au un preț foarte bun, un raport foarte bun calitate-preț. Și consider că ar trebui adus aici, ca oamenii să se bucure cumva de avantajele astea, aș putea spune. În 2021 am importat primul lot de căști Nex. Un alt șoc plăcut, aș putea spune pentru mine, că nici nu ajunseseră căștile în țară și deja aveam precomenzi. Noi le-am pus pe site în momentul în care știam că au plecat din Portugalia din fabrică, transportul durează undeva la 10-14 zile și deja aveam precomenzi și aveam comenzi pe ele, oamenii așteptau căștile. Eu îmi estimasem cumva, luasem în calcul că o să ajungă căștile și va mai dura poate o lună, două, până vom începe să vindem, ca oamenii să le cunoască, dar surprinzător, deja aveam precomenzi pe căștile Nex și oamenii le așteptau. La fel eram surprins că le spuneam, știți, o să întârzie o săptămână, au fost ceva probleme de transport la vremea aia. A fost destul de greu, sincer să fiu, nici nu știam dacă o să ajungă exact, era o nebunie. Și sunam oamenii și spuneam, știți, o să mai întârzie un pic comanda și nu, nicio problemă că așteptăm, că ne place casca și o așteptăm. Bun. Ok, au venit căștile, al doilea val de emoții când au ajuns la ei, că eu personal știam casca, le văzusem. Le-am văzut și când au ajuns, mi se păreau niște căști extraordinare, dar aveam emoții de cum sunt percepute, ce o să spună oamenii, dacă sunt ok, dacă ce feedback-uri o să avem. Și toată lumea super încântată, adică la fel primea mesaje și wow, arată foarte bine, e de calitate, e super, îmi place. Și de acolo pot să zic că brandul a crescut natural, prin recomandarea motocicliștilor. Noi cumva ne-am făcut datoria de a le pune prin campanii pe Google sau pe Facebook, să le arătăm, să le afișăm, dar cred că asta este părerea mea, indiferent cât promovezi un brand, dacă nu e ok, nu o să ducă nicăieri, la un dat se va stinge. Dar Nex crește efectiv prin recomandarea celorlalți, pentru că oamenii vin la noi și ne spun, am văzut la prietenul meu, am testat, am văzut la nu știu cine, am testat, am încercat, îmi place, adică ei deja știu sau mi-a fost recomandată. De multe ori mai întreb, dar știți de Nex, ați văzut? Da, știu foarte bine, nu, că vreau să iau. Noi le dăm și posibilitatea să testeze, adică dacă vii cu motocicleta în showroom, îți dau o cască Nex și te plimbi până ți se termină benzina, n-am nicio problemă. Unii sunt surprinși de chestia asta, dar sunt unii care spun, nu mai testez, că știu, o cunosc, am mers, e ok, o iau direct.
Black Friday 2022 s-a încheiat, dar Biker Fan Shop continuă să fie aproape de clienți cu o nouă campanie de reduceri considerabile pentru toată luna decembrie. Urmăriți Biker Fan Shop pe rețelele de socializare pentru a afla din timp cele mai noi oferte.